Programul artistic desfășurat de elevii unității de învățământ îndrumați de cadrele didactice a fost unul extrem de variat, incluzând momente muzicale, dans și teatru. Plin de entuziasm și cu zâmbetul pe buze, cei mai emoționați au fost micuții de la clasele pregătitoare. La mulți ani, părinții, azi e ziua părinților și o să cântăm Îmi place școala. Cine sunteți voi? Clasa Arbinuțelor. Astăzi, în cadrul acestor evenimente, noi vom prezenta șineta domnul Goie. Eu sunt Râtu și am un mesaj către părinți să-și îndrume copiii către mai multe concursuri. Vă urez un bun venit la Ziua Părinților. După cum știți, este ediția 5-a și deja a devenit o tradiție să organizăm această manifestare an de an. Ca de obicei, cam fiecare an sala este plină, ne simțim bine, cu poezii, cântece și vrem să scoatem la iveală adevăratul nostru talent și rezultatele noastre școlare. Nu avem emoții deloc, suntem foarte bucuroși și vă urăm o vizionare plăcută. Și părinților, ce vreți să le transmiteți? Să fie mândri de noi, și să nu aibă emoții pentru copiilor. Cred că nu sunt multe școlile care se pot mândri cu această idee de a avea o zi pe an dedicată părinților. În fiecare an, la început de primăvară, ne întâlnim de obicei aici, la sala mare a Consiliului Județean, cu invitați speciali în rândul părinților, dar și în rândul bunicilor. Ei au mai mult timp ca să-și petreacă alături de noi. Și urmărim în felul acesta, prin programul artistic pe care o să-l vizionați și dumneavoastră în minutele care urmează, urmărim deci nu numai să facem o campanie de promovare a imaginii școlii în rândul comunității locale, dar să și dezvoltăm un pic sensibilitatea artistică a copiilor. Acțiunea de ieri a făcut parte din campania de promovare a școlii prin evidențierea elevilor talentați care au obținut rezultate deosebite. Am format o tradiție a școlii noastre care completează cultura organizațională și lansăm invitații tuturor iubitorilor de frumos. Copiii sunt mâinile cu care noi, părinții, ne prindem de rai și aducem, completăm așa, ne încărcăm sufletește și spiritual totodată. Anul acesta, la fazele naționale ale olimpiadelor, vor participa 11 elevi de la școala George Emil Palade. Eleva în clasa 6-a, Teodora Rotărescu, s-a calificat la 3 discipline. Literatura ca abilitate de viață, limbă, comunicare și literatură română și la concursul interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească. Sper din tot sufletul să nu dezamăgesc și să mă ridic la înălțimea așteptărilor celor din jurul meu și îmi doresc să obțin premiu, măcar un premiu la fiecare olimpiadă, pentru că ar fi un succes foarte important pentru mine, o realizare foarte mare. Nu vreau să par lăudăroasă, dar am luat cam tot ce se putea la limba română, toate concursurile județene. Nu m-aș fi așteptat, dar totodată faptul că m-am calificat reprezintă o responsabilitate în plus și de aceea o să reprezint Buzăul cu mândrie și sper să nu dezamăgesc. Manifestarea cultural-artistică Ziua Părinților a ajuns la cea de-a 5-a ediție.